Vă salut pe toți. Eram acasă, îmi beam și eu cafeaua de dimineață și mă sună Adi Balo cu tractările că vrea să treacă până la mine să-mi arate ceva. Și hai să vedeți despre ce e vorba. Nu știam că despre asta e vorba, însă acum e momentul să vedeți. E vorba de mașina asta de tractări, lui Adi, care are în spate un seria 3 E46 328 325 acum, dar în acte e 328, dacă 328 așa? Fiindcă știu mașina, Adi nu știe, dar eu știu mașina. Așa. Și știu și de unde o luat-o. Păi ai văzut numele. Așa. Și mai știu că mașina asta e de drift. Așa. Și va face Adi un super spectacol cu noi în campionat. Nu credeți că e o mașină de drift? Bă, deschide ușa. Nu se deschide ușa. Stai să vedeți cum arată. Ia uite. Volan, scaun, cască și ce mai important, gume, tata. Că astea trebuie să ai neapărat. Aia trebuie să ai minim. Mamă. 10 cu tine, bă, Adi, nu pot decât să zic că mă bucur foarte tare. Și mai trebuie să te antrenezi. Abia aștept să vii să faci test. Abia aștept să te văd cât ești de antrenat. Acum să sigur că toată ziua ești pe circuit. Hai că avem onoarea să urcăm și în mașină. Are frână aici, va trebui frână hidraulică, Adi nu știe. Și hai să vedeți cum pornește o mașină de drift. Dăm butonul ăsta în sus, mașina e scoasă din viteză și ținem butonul ăsta. Asta e tot. Și sună extraordinar de bine motorul. Și Adi zice, în momentul când mergi cu ea să te dai, probabil dacă aici, vrei să accelerezi, dacă vrei să o accelerezi, trebuie să ridici butoanele astea în sus. Și așa arată și înăuntru. Și că mașina asta și sună, hai să mergem jos să vedem cum sună. Adi, o să tureze. Ia să vedem. Mamă, e o nebunie cum sună mașina asta. Tot? Că vi le rup toate. Bine, Adi, să ne rupă toate jaloanele. Toate jaloanele, stâlpi, tot ce e pe margine, tot ce e, eliminăm. Aoleo, aoleo. Ca să ne dăm curată. Foarte tare, foarte tare. Zice Adi că trebuie să merg la antrenamente. Zilnic, zilnic. Nu o să fac că față. Că vine Adi cu bestia și s-a terminat șmecheria. Haide. Ne-a rupt. Bă, băieți, v-am salutat și să vină Adi cu filmări pe TikTok să ne arate cum se face.